Facem un live. Sorin, ai ceva de spus înainte? Nu. No. Să știm ceva? Nu. No. Suntem centrați? Hai, intrăm în 2, 3, 8, 6. Bună dimineața! Da, bună dimineața! Suntem live! Bună dimineața! Suntem live cu Sorin Purcălab, am revenit în formulă de 3. Da, pe, zici că e matinal porno, eu sunt Radu Bucălaie, el e Alex Mocanu și în spate Sorin Purcălab începe zi bună. Vale. Exact ca la un matinal porno, Sorin Purcălab în spate. Era intrat sau intrase, cum jingle. Ce, mă? Cum ce? Ziua de aeri. Cum a trecut peste noi? Cum a trecut peste A fost foarte frumos. Am râs cu Radu cu paratalina. Dacă cineva nu știe de unde e titlul acestui live, de acolo. Da. Asta este... Este trademark. Radu a inventat chestia asta, este în loc de badumț. Știi când faci o glumă proastă? Nu, când da, faci nu. O glumă proastă și vrei să o evidențiezi și nu știu. Ei, da. Da, noi facem badumț oamenii normal. El face brăcăt. Ok. Vezi, mă, de asta nu vreau să vină Sorin, că știam că nu o să râdă. Da, Victor a fost foarte drăguț ieri. Băi, Victor, mai vii, mă, la... Hai, bă, că plec eu astăzi, ca să nu o supăr apele. Să mai pun o cameră să vă vedeți și voi cum stați acolo. Trebuia să fiu acolo, bă. Da, trebuia să fiu acolo, așa este. Da. Așa, e ca și cum îți povestesc că ție ce fan a fost nu știu unde. Hai că te aud în căști, ca să nu... Da. Astăzi am pentru voi niște lucruri despre trezitul dimineață, pentru că m-am trezit din nou prost dimineață și de obicei eu asta caut. Și data trecută m-am trezit prost. La mine mare mirare când te trezi tu deștept dimineața asta. Ba da, da, le, da, la țuga, venga, nu! Bun, ok. Ca să înțelegi. Da. Ăsta e un exemplu foarte bun. No, it's funny. Ok. Începe să prindă. Nu, mă, dacă e despre el, asta e. Ajungem acolo. Am niște chestii despre trezitul dimineață și avem un telefon cu care o să sunăm în direct. Pentru că... Bă, câte lucruri avem astăzi. Deci am astea cu somn, avem o drâmbă, avem un telefon băgat în mixer pe care vreau să sunăm pe Costel, să-l invităm la zi bună. El nu știe vocea. Să sunăm. Nu știu el dacă nu știe, să, da. Nu știu dacă o să răspundă. Alex a zis că dacă răspunde bine, dacă nu, nu. Adică eu nu mă bag dacă el se supără. A, genuie, sunăm partea Mocanu de zi bună. Exact, tu suni oamenii tăi, adică cum ar veni. Dar el vrea să vină la zi bună, adică l-am întrebat dacă el vrea să vină la un moment dat. El oricum Costel zice da din bun simț la orice. A, da, așa e. Costel, vrei să salvezi lumea, da. Da, da, da. Păi nu m-am gândit la asta. Ce faci? Nu pot că hrănesc copii. A, gata, acum știu cum să-mi pun la valiera mâine. Mâine e miercuri, nu? Mai avem emisiune. Da. Perfect. Deci avem foarte multe lucruri. Astăzi Sorin are o drâmbă la care o să ne cânte la un moment dat. Da. Chiar acum nu mă să aminte că în zi bună primul sezon, da? Tu cântai la chitară, vei chestii. Am mai băgam, nu? Da, băgat, da. Am avut emisiunea aia am cu... Am mai cântat la chitară. Care multe nici nu s-au dat. Atât de bune au fost. Da, da. Dar nu din cauza... Vor rămâne la noi pe hard. Mie tot timpul îmi vine când ai făcut tu chestia aia, te-ai pus în urechea mea și ai făcut zi bună și m-ai speriat și tot timpul îmi vine chestia aia în minte așa. Te-am lăsat cu sechile. Da, da. Mă trezesc dimineața și nu, Radu, mai merg pe stradă și n-am niciun gând și mi-e așa. Zi! O fost la Orelist și are o fisură sub formă de Z pe timpan de la când ești. Da, are poză. De la Zoro, zi bună. Zi bună. Zi bună. Așa o să fac. Logo-ul gata. Logo-ul o să fie un timpan spart. Un Z, da, un timpan spart. În formă de Z. Un parantalin. Trebuie să găsești un logo pentru asta. Da. Pentru parantane era Atena, nonane, să fiu o... Ăla e logo? Da. O mână așa? Da. Și ochiul lui, că uite okay. Așa. E o mână așa. Mișto. Bă! Ăsta e vocea României căzută aici.
Mă rog. O dată cu Robi Roberto, așa, îți cade vocea câteodată. Te duci în Robi Roberto fără să vrei. Am vrut să plantez asta aici pentru mai încolo. Am înțeles. Bine. Am înțeles. Bună dimineața, oameni dragi care sunteți live acum cu noi. Spuneți-ne ce gânduri aveți, ce vreți să auziți de la noi, ce părere aveți, sunteți la muncă, sunteți acasă, ce faceți cu viețile voastre? Ce părere aveți, live pe sunteți Facebook. La muncă sau sunteți acasă? Adică ei nu-și dau seama dacă sunt la muncă. Ce părere da, aveți? Ce sunteți părere la aveți? Muncă sau sunteți virgulă. Acasă? Sunteți la muncă sau sunteți acasă? Ruscan Bogdan vrea să fie rău cu tine, Alex, și zice: nu știu ce vrei să faci, Alex, dar mie mi se pare că bubui. Sunteți la muncă sau... Da, ok. Că bubui. Bubui, dar nu știi că faza că... cu bubui? Nu. No. E o chestie de la între show-uri. Scuze. Ah, ok, bine. Da. Da. Așa, mă, bine. Ce faceți? Spuneți-ne, avem pe Sorin și pe Victor care se uită acolo și o să ne spună ce părere aveți voi la un moment dat, dacă aveți ceva interesant de spus. Scrieți-ne aici în comentarii. Putem să întrebăm pe oameni dacă ne ascultă din mașină sau de acasă? Nu. Deși e posibil să te uiți în mașină, că îți pui, eu mă uit la clipuri în mașină. Da, dar nu te uita la noi, dacă, adică n-am vrea să faci accident din cauza noastră. Că la un moment dat și o să faci accident și o să fii parampare! Gabegadu! La cine ai asigurare? La Astra. Pantaleira, dole. Cine nu-și face mașina? Astra, oh! Dar nici nu cred că mai există Astra. Păi de-aia era Pantaleira, Tigarigaru. Ok. That was funny. Ai ceva de spus, Radu, că văd că te tot uiți în ziarul ăla, pentru că eu nu, pentru că nu l-am răsfoit foarte bine, ci doar nu apare cu domnul Dragnea, cu Mihaela Borcea, mă rog. Nu. Domnul okay. Dragnea, ce înseamnă să fii din sudul țării? Eu trebuie să-l respect. Mi se pare normal. Trebuie să-l respect. Vecina aici cu voi. E un băiat care a scris, spune-mi numele. Doar în pat. Asta mi-aduce aminte de... Vreau să zic că am citit o chestie... Spune-mi numele, iubito, spune-mi numele. Am citit o chestie pe DigiTV, ce este acum la modă în America și o să vină și la noi, că de obicei la tinerii vloggeri care fac fel și fel de farțe și de originalități. Acum e foarte la modă ce am văzut în America, să mănânci pliculețe din alea, buburuze din alea de detergent. Da. Adică aia e o provocare care e foarte la modă acum și o să vină și la noi în curând. Hei, pentru toți proștii care sunteți acolo. Zici cum aduce cineva? Trebuie să vine și la noi în curând, e pătir. E pătir, da, vine. Vine provocarea. Cum o cheamă pe doamna aia care face reclamă la detergent de când eram de mici? Magda Catone. O vezi pe Magda Catone cu detergent? Ai încercat vreodată să mănânci capul semințe de ro? Da. Deci o să vedem multe. Ca să te... Da, nu cred că e sănătos. Ca să faci pufos la WC-ul. Tu dai seama că ăștia trebuie să pună acum... Frumos mirositor. Da. Dai seama că trebuie să pună acum pe alea de Dero a nu se mânca, da. De către vloggeri. Da. Doar pentru vloggeri. Dacă ești vlogger, citește aici. Da. Vizualizările nu contează dacă ești mort. Da. Asta să fie... Să fie o campanie națională. Mai bine viu și sărac decât celebru și mort. M-am trezit dimineața și nu eram foarte bine, am căscat în continuu, cred că vreo 3 minute, bă, nu puteam opri. Ai și o boală. Și m-am gândit la chestia asta cu trezitul dimineața. În primul rând mi-am luat aminte de o treabă pe care am văzut-o la un, am văzut un clip cu un tip, din un american din armată, ceva superior. Așa. Care dădea un lecture, speech, vorbea. Un discurs. Ținea un discurs. Și a spus ca un sfat că dimineața când te trezești, primul lucru, fă-ți patul. Și mi s-a părut, bă, da, ești în armată și de-aia e interesant oarecum să-ți faci patul. Dar după aia a explicat și mi s-a părut foarte logic că ăla este primul lucru pe care, primul task din ziua ta, este să-ți faci patul. Și dacă tu primul lucru când te trezești, după ce te duci la WC sau ce faci, îți faci patul, în mintea ta tu ai rezolvat un task pe ziua aia. Ceea ce e, îți dă așa o putere, de, adică ai îți dă... Înțelegi? Nu-mi găsesc cuvintele. Da, am văzut și eu ăla. Ai văzut și tu ăla? Doar că... Ce părere? Doar că eu cred că asta era simbolic. În sensul că fă ceva dimineața, să ai o ancură, nu neapărat patul. Patul e dacă nu faci duș dimineața, dar dacă faci duș în fiecare dimineață, e aceeași chestie. Te-ai trezit și ai făcut duș, ai rezolvat un task. Nu puți. E foarte important să nu puți în ziua aia. Da, eu am luat-o da, și... Nu știu, zic.
Eu am luat-o așa doar pentru că de atunci îmi fac pasul și mi se pare că, da frate, am făcut ceva astăzi. Primul lucru în ziua aia, în primul minut din ziua aia, am făcut ceva. După care mă și mă spăl pe dinți. Mă, că m-ați făcut așa, cu oameni buni, scrieți în comentarii, vă faceți patul sau nu? Ce are sens sau nu? E, hai că am deschis un subiect de dezbătut pe toată ziua. Bă, mi se pare că dacă... Da, eu nu fac patul, de exemplu. Nici nu-mi fac patul, pentru că este în dormitor. Dacă dormeam în sufragerie, făceam patul. Da, că poate mai venea cineva. Eu fac patul când închid ușa la dormitor și nu se mai vede cine înăuntru și atunci e gata. Adevărul e că când stăteam la ai mei, stăteam în sufragerie și îmi făceam patul tot timpul pentru că era sufragerie. Acum am fac patul că vreau în dormitor. Pentru că acum stau la apartamentul meu, bă, o chestie, nici nu-ți vine să te și arunci în pat. Dacă te iau un pic de somnic, îl vezi că e frumos făcut, ești... Eu nu mă așez în pat niciodată ziua. Bă, eu m-am așezat de vreo două ori în pat în ultimul timp, dar nu pot să dorm de prânz. Deci pot să stau întins, pot să ațipesc așa, să fur un pic de un minut sau ceva, dar dacă dorm, te zici cel mai oribil om din lume. Supărat că am dormit dar nu e bine să dormi mai mult de 30 de minute maxim la prânz. Da, e power nap-ul de 23 de minute, ceva de genul ăsta studiat maxim. Acolo în zona aia sunt. Dar dacă dorm și dorm două ore și mă trezesc, te sinucizi. Da. Că ți-ai distrus ziua. Ce mai fac eu dimineața? Când vine un coace și mi-am dat seama că-s nebun, eu dansez în mașină. Dansezi în mașină? Da. Eu dacă îmi pun o muzică sau aud o melodie, eu sunt așa în mașină. Și mi-a rușine să fac asta, că se uită oamenii ciudat la mine. Dar acum, de când sunt celebru? Nu. Păi da, nu sunt, asta e. Vezi cât azi... e zbârie aia, dacă râs prea tare, zbârie. Bine. Ok. Dar e bârie că e tare sau îl dau mai încet? Sau n-am, lui n-am. Bârie când țipă în ea. Eu și azi am dansat în mașină și m-am simțit foarte bine. Eram la semafor aici la timpuri noi și se uita un tip la mine, gen, mamă, ce nebun. Și eram mă rog. Da, mă, să-i zicem numele. Unde-i băiatul ăla cu zim numele? Spune-mi numele, iubitul, spune-mi numele. Alexandru. Vezi, ai deschis o poartă care nu trebuia deschisă. Da, e primul om care ne-a cerut numele. Păi da, de acum încolo asta o să fie la zi bună. Spune-mi numele, Bucălaie. Bine. Trebuie să lămurim ceva. Bucălaie nu conține I. Bucălaie. Da. Da, să lămurim. Poate asta conține urme de I, dar nu I. Da? Bucălaie nu conține urme de I, dar nu e I în sine. Harvard. Tu de la I. Harvard Business Review scrie că biologistul Christoph Randler a descoperit că oamenii care sunt cei mai performanți dimineața sunt mai bine poziționați pentru a reuși în carieră. Tu te naibii! Crezi că are coincidență cu faptul că dimineața muncește mai mult? Nu, dacă momentul tău cel mai bun, best performance, este dimineață. Dacă te sincronizezi cu restul oamenilor, te sincronizezi cu restul oamenilor care ies la muncă dimineața. Nu, eu cred că are legătură cu tine ca om, cum ești tu. Ca și caracter, ca energie, ca dorință de a face lucruri. Dacă te zici dimineața și ești activ, la ora 10 ești activ, ți-ai făcut deja niște lucruri, le faci decât oamenii care se trezesc la 3 și își fac treburile, dar le fac seara. Cam asta spune ăsta. Adică nu că ești treaz, nu că te trezești dimineața, că poți să stai treaz tot atâtea ore. Oricât de mult ai încercat să rezolvi la fel de multe lucruri și de la 3 încolo, nu prea poți, că toată lumea lucrează până pe la 5-6 și atunci ai 3 ore în care tu te sincronizezi cu alți oameni care sunt la muncă. Înțelegi? Eu asta zic. Atunci e clar că devine performant de după aia. Nu, mie mi se pare foarte ok că eu nu am job, că pot să rezolv pe zi când sunt toți oamenii la muncă, la birou, eu pot să rezolv lucruri. Adică da, mi se pare foarte prost pus, eu n-am job. N-am job de clasă. Program 9 to 5 din asta. Da. Job am, sunt la job acum. Să le bagi în cap oamenilor că, bă, eu n-am job, așa pare că, bă, ce viața au ăștia. Nu fac nimic proștii. Mă, n-ai job, că n-ai salariu și carte de muncă. Eu am. Bă, e mai greu să te convingi tu pe tine să faci lucruri decât să te convingă un șef. E nașpa să fii freelancer, că trebuie să te trezești și dimineața și să te puși de muncă, că așa vrei tu. Da. Tu ești șeful tău, tu te abuzezi. De ce stau cu mâinile în gură, frate? Eu uneori mai pun mâna pe cur. Te duci la tine și spui mi tu. Ok.
Trezitul da, dimineața te face mai pozitiv. Stai să vedem, o să-ți spun și după aia îmi distrugi tu tot ce zic aici, da? Un studiu din 2012 spune că oamenii care se trezesc dimineață vorbesc mai pozitiv despre lucrurile pe care le fac, despre viața lor. Da, asta pot să cred. N-am niciun argument să zic. E un studiu... Da, eu sunt de acord cu treaba asta. E un studiu desfășurat pe niște... Nu mai țin tine, ceva de gen 500 de studenți din state. Deci la studenți, ăștia care se trezesc dimineață față de ea care se trezesc mai încolo, când îi puneau să vorbească despre ei, vorbeau mai pozitiv, foloseau cuvinte mai pozitive. Am observat că oamenii care pozitivă. Se trezesc de obicei, care și-au format un obicei de a se trezi pe la prânz sau după prânz, și eu când făceam treaba asta eram foarte morocănos și ești trist așa, ești, da, n-ai că viață. Că nu doar când trebuie. Nu, ai pierdut dimineața, ai pierdut energia pierdut bună, soarele. Au plecat toți, tu ești în urmă, la ce să mai alerg? La ce frumos e soarele ăla de dimineață, vara așa. Mm-hmm. Vara, nu da, acum. Da, nu acum, la șase. Nu acum. La șase. Vara la șase, așa fain. Când iese și... Știi când e marfă, când te trezești la 3, te duci la pește și ajungi pe baltă și spui alea și tocmai ce iese soarele ăla pe baltă așa și e super liniște. Chiar, bă, mergem la pește la vară. La vară hai neapărat, eu mă duc. Hai la copcă. Dar eu mai merg din când în când. Ba, dar nu, dar tu, alega tu. Ce? Suntem în prohibiție, nu? Da. Prohibiție? Adică da. Pleacă pești. A, nu, stai. Foc pești. Nu, e ianuarie, nu este, nu e prohibiție. Nu, e ianuarie. A, poți să dai la copcă, gen, dacă e înghețat. Bine, next. Na, așa, mai departe. S-a murit. Pentru oameni care vreau să meargă la pește astăzi. Numere la pete. Snuz, ceea ce multă lume face. Da, de 3, 4, 5 ori dau snuz la telefon. Când dai snuz și mai dormi câteva minute și mai dai snuz mai și mai dormi câteva minute. Aoleu, asta a fost... Asta se întâmplă ceea ce ăștia numesc somnul fragmentat. Care ce? Îți dă peste cap ciclurile de somn. Da, frate. Adică tu ai un ciclu de somn, te culci și te trezești și după aia tu mai dormi 4 minute și mai dormi 7 minute și mai dormi încă 5 minute și îți dă cumva peste cap ceea ce te face să fii un pic amețit și... De-aia te trezești cap când asta? Când dormi? Când? Când îți dai snuz. Când îți dai snuz. Când îți dai snuz? Da, da. Da, da, da. Eu nu dau snuz. Pe mine chiar, eu chiar știu că multă lume face chestia asta și n-ar putea să trezească fără două snuzuri. Eu n-am făcut niciodată chestia. Deci când mă duceam în liceu, în facultate, eu dacă mai deam două snuzuri, mă trezeam varză, efectiv, mă trezeam și era nu vreau. Așa, dacă îmi suna și mă ridicam din pat și mă duceam să mă scol pe față, mergea. Eu dacă dădeam un snuz, nu mă ridicam din pat, nici eu. Adică eram, ok, deci nu mai, gata. Asta a fost. O să dorm. O să or. Plus că snuzul mi se pare că e ca un drog, știi, dai un snuz și după aia când sună iar, mai vreau snuz. Așa fac eu când iau droguri. Mai vreau. Mai vreau heroină. Și acum e timpul să mergeți la grădință copii, dacă sunteți în fața laptopului plecat. Și atât. Cei care se trezesc dimineață, da. Nu știu care e ora aia de trezit dimineață, dar mă rog, dimineață, sunt mai puțin stresați. A zis Liviu Balint, să râdem fără bârâit. Da, vă ce a spus domnul Liviu Balint. Bă, că dau mai încet cu totul, ia stai mă. Dau mai încet cu totul. Deci dacă oamenii care se trezesc dimineața sunt mai puțin stresați și sunt mai fit. Mai fit? E mai greu de pus grăsime pe tine dacă ești un morning person. Deci dacă te trezești dimineața poți să mănânci cât vrei că nu se pune? Asta aș putea să o corelez, că eu am avut o perioadă în care mă trezeam la prânz. Hey. Și începuse să mă îngraș mult și după aia am renunțat și în vară mă trezesc destul de dimineață. La ce oră te trezești? Bă, or fost zile în care m-am trezit la 7, dar pe la 8, așa. La 8? Da. Și la câte culci? Da. Și... Și nici nu trebuie să dormi 8 ore neapărat, cum cred se știa. Cred că 11, 12, dacă s-a acasă 11, jumate, 12, 1. Am pe acolo. Că da, după 12. Pe la 10, jumate, 1, nu știu. Pe acolo. Și că sportul chiar ajută la... Poți dormi mai puțin, dar să faci sport? Și te ajută, adică nu te obosește, te face doar un ciclu mai puțin de somn și da, să faci sport. Să faci sport. Mhm. O oră gen. Tare. Bine de știut asta. De unde vii cu asta? Ce mai văd eu pe la ce zic oameni. Nu e un gen un studiu. Doctor. Iar asta cu să rămâi mai slab, să te îngrași, e oarecum logică. Dacă te trezești mai devreme, metabolismul funcționează bine între anumite ore. Da. Și dacă te trezești la 8, prinzi toată ziua, tot soarele, tot cât funcționează, cât funcționează cel mai bine metabolism. 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 Ta-da-ta-da, e da, țuca, băi, gato. Gata, asta a fost ce am avut eu de spus. Da? Da. Bravo.
Dar voi știați că, apropo de sărut, că tot veni vorba. Hei, sport, numai lucruri bune. Da. Sport, sărutări. Sport. Somn. Știați că 37% dintre bărbați sărută cu ochii închiși, deschiși, pardon, în timp ce 97% dintre femei țin ochii închiși când sărută? Ele și vor să vadă pe altcineva. Sau nu vor să vadă ce se întâmplă. Eu aoleu, iar cu ăsta... Eu acum o să imit o femeie. Înseamnă că noi... Și un bărbat. Păi stai, mă, că nu-i corect ăla. Deci fii atent, 37% dintre bărbați sărută cu ochii deschiși și după aia 97% dintre femei îi țin închiși. Dau două procentaje pentru două lucruri diferite. Deci, practic... Păi da, că bărbații și femeile sunt două lucruri diferite. Păi nu, mă, dar ăla ar două lucruri. Factul femeile, ăla... Ce de luat aici este că femeile sunt lucruri. Asta vreau da, să sublimiez. Diferite. Sunt lucruri diferite. Deci ăla ar fi dar trebuit să fie scris 63% dintre... 63? Da, 63% dintre bărbați țin ochii închiși față de 97% dintre femei. Ah. Vezi? Așa e. Făcut pe un eșantion de 2 oameni. 97% din 2. Pentru că ea la un moment dat a deschis un pic ochii. Că era, da. Bă, ce se întâmplă? S-a speriat. Da. Asta e limba ta. Parcă era mai poroasă. Parcă era a mea. Bă, hai să sunăm pe Costel. Cât hai să sunăm pe Costel. E 10:27. Fii atent, dacă nu răspunde, trebuie să spui că știi. Dacă nu răspunde, îl sunăm 250 de ori. Trebuie să-mi răspundă la un moment dat. Are numărul, era ce prost sunt dacă are numărul tău. Nu, vreau să spun că mai am un telefon și un număr. Și... Dar Costela are numărul ăsta. Mă gândeam. Are. Ce? Da, păi sunt de pe telefonul meu. Aș fi vrut să sun de pe numărul celălalt și să fac. Hei, bună dimineața, de la zi bună. Ah, nu? De la bancă? E nu fain să vă băgăm. Are o grămadă bună. Până una alta, dragi oameni buni și răi care vă uitați sau pe care vă uitați, dați și voi un like și un share acestui video. Vă mulțumim din suflet, sunteți cei mai tari. Pa, da, 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 jucați. Și vreau să, dacă sunteți aici și vă uitați la această emisiune, să veniți diseară, marți, 16 ianuarie la Open Mic la Club 99. Open Mic la Club 99 e foarte tare, veniți. E da. Cu intrare gratis și e intrare liberă, mă, și e stand-up și e Caterinca și de seară vine Toma invitat. Și e glume. Sună? E glume multă. Sorin, când vii, mă, și tu la Open Mic? Sună pe acolo. Sună, sună. Nu avem nicio... Putem să punem pariul dinainte că nu răspunde. Eu zic că poate e la ședință de spiritism. Alo? 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 Salut! Hei, bună dimineața! Hei, bună dimineața, Costel! Hei, zi bună, băi! Haideți că sunteți în direct pe Facebook sau cum? Da! Băi, mă uit în fiecare dimineață după ce... Și cât am câștigat? 100 de euro? Cât ați? Zi bună! Trebuie să răspundeți la o întrebare! Trebuie să răspundeți! Haideți, ziceți! Sorin vă va adresa întrebarea. Imediat. Hai. Ce N-am credeți? N-am câștigat în viața mea nimic. Bucurați-vă, aveți șansa. Aveți șansa. Este în mâna dumneavoastră. Haideți, vă rog, o întrebare simplă, dacă se poate, și vă dau 50 de euro înapoi. Da. Voiam să, nu e mai mult o întrebare, voiam mai mult o părere și în funcție de cum o să ne răspundeți o să... Noi aici am discutat despre somnul fragmentat și dacă este sau nu benefic pentru creierul și organismul dumneavoastră. Despre somnul fragmentat? Da, da. Vă referiți la somnul cu copiii, adică când ai da, copii. Da, da, exact, exact. Că așa să fragmentezi somnul când ai copii mi se pare boală. Okay. Dar când ai copii, somnul fragmentat te ajută ca să prețuiești somnul nefragmentat. Foarte frumos. Asta foarte este frumos. Răspunsul corect, incredibil. Ați câștigat, aplauze. Ați câștigat. Ia stai să nu ce o să faceți audi. Cu banii? Care bani? Că nu i-am zis că te-a câștigat. Păi eu să investesc 100 de euro. Să investesc în ceva. M-am gândit într-o covrigărie. Că văd că astea sunt de... Investiți în sensul că o să cumpărați covrigi sau cumpărați acțiuni da, la o... Iau covrigi de un leu și văd cu leu 50 undeva într-o zonă centrală. Excelent. Foarte, foarte. Da, în... Ne bucurăm că ajutăm oamenii pe... obișnuiți să facă business.
Iau cu un leu de pe calea moșilor și vând cu 2 lei în Floreasca. Foarte multă baftă, domnul Costel. Profitul. Domnul Costel, multă baftă, trebuie să vă mai spun ceva, ați mai câștigat și o invitație la emisiunea Zi Bună. Hai, sunt chiar aici, lângă voi, deci. Dar urcați sus! Dragul meu, te-am sunat să te întreb dacă să te întrebăm live dacă vii, ca să ne refuzi live, dacă vrei să vii la emisiune. Nu, nu vă refuz live, nu, chiar vreau să vin, stați că mă calcă mașina. Vin. Când... Am fost la sală, am înotat, am tras de mine. Se simte, să știți, se simte sănătatea în voce. 30 de flotări am făcut și 30 de genoflexiuni. Și... Foarte frumos, foarte frumos. Ați câștigat sănătate. Da. Bravo, o sănătate și 100 de euro. Cum putea sănătate să fie și... ziua asta mai bună, domnul Costel? Băi, să putea, să da? 1000 de euro la concurs, la Zi Bună. Gata, bine, te lăsăm. Când vii la emisiune? Când m-ai invitat? Mâine. Nu, săptămâna asta. Nu, vin... Hai că vorbim. Să rămâneți pe fir, să intrați în legătură cu un coleg de-al nostru, să intrați în posesia premiului. Da? E bine că nu ne-ai refuzat. Te pupăm, Costel, să ai o zi frumoasă, mulțumim. O zi bună și vouă, pa. Ceau, pa. Zi bună. A fost pentru voi un ascultător fidel al acestei emisiuni. Putem să spun și eu să ai o zi bună, nu să ai o zi frumoasă. Cum s-a auzit? Ia, sunt curios. Da, cred că s-a auzit foarte bine. Cumpărăm gaura de la Covrigi. Bă, cineva a înțeles, ești nebun? Uite, mă, cineva a prins Neața Mocălaie. Cineva a prins... Cine a scris? Firma noastră. Mocălaie, da. Mm-hmm. Fără I, dar e fără I, că am zis... E cineva aici care m-a rugat de mult să-i spun numele. Știi să-i spun numele. Vrei să-i spui numele? Da. Bine, eu nu mă bag. Livia Borda. That's some name dropping right there. Acum să nu înceapă toată lumea cu să le spunem numele. Dar mă... Ce? Au început cu oameni cu Say My Name? Nu. Gata. Am văzut și eu. Bă, doar la mine să vedem rând sau să vedem întrerupt? E foarte tare treaba asta cu sunatul. Da, de acum încolo asta, fata de acum încolo, hai să ne sunăm. Da. Sau putem să mai venim până aici. Sunăm oameni așa random, formăm numere la caterincă. Da, și facem farse din astea. Măi, cu ați câștigat 100 de euro la emisiunea Zi Bună. Dar erau foarte cu Radio Elefant, nu? Nu știu. Da, asta e bună, ai câștigat la Zi Bună. Da, super tare, ce e asta? Un căcat. O să afli. O emisiune online cu 140 de oameni care se uită. Fă-ne celebri. Dar de ce? De ce nu-s mai mulți sau de ce sunt așa mulți? Nu, de ce sunt așa mulți? Sunt foarte... Băi, oameni, dar zile, mă, să super iasă. Nu, sunt super uimit și recunoscător oamenilor care intră live să se uite, pentru că scăzuse numărul lor și acum a crescut și mi se pare tare. Bine, sigur a dat cineva... A dat cineva hai să trecem pe la... Livia Bordea. Hai să trecem pe la... Horoscop? Horoscop. Da. Oameni dragi, mai explică-le odată cu tu faci horoscopul. Urmează rubrica Tu faci horoscopul, în care noi o să citim horoscopuri, dar nu tot horoscopul, ci anume cine vrea să-și audă ce se întâmplă cu și despre zodia lui, dă un mesaj cu zodia și cu stilul în care noi să încercăm să citim această... Dă un exemplu. Zodia, adică, de exemplu, puteți da mesaj cu Capricorn, stil franțuzesc, nu știu, și... Da, mă, ce am zis ieri? Am făcut cioban, hagi, da. Preot. Noi nu zicem că o să ne iasă, stați puțin. Da, și încercăm. Deci tu dacă vrei ești Capricorn, dai Capricorn în stil hagi. Gemeni Vadim Tudor. Oh, tu l-ai pe Vadim, Nu l-am pe Vadim. Da, îl ai. Stai că nu găsesc. Nu avem, avem horoscop? Are, mă, libertatea. Are. Uite. Unde uite aici. A, uite. Ce zodie era? Gemeni. Vrei să încerci tu? Nu, că nu? Tu l-ai pe... Dar nu l-am, adică... Mă rog, e ok. Când e vorba de imitat pe Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte, toată lumea face faza cu mâinile și oi, totul. Bine, asta e, hai să vedem. Gemeni. Tu l-imitai, da, mă, tu nu l-imitai pe Vadim, tu l-imitai pe Palciuc imitându-l pe Sorin. Ai zis numele. Da. Păi nu mă interesează mie ca și cum, e cu dragoste, nu-i? O să fie super penibil. Deja e... Gemeni. Ai o șansă de a face un pas important înainte să depășești o mulțime de greutăți pe care le-ai exagerat
Sau doar ți le-ai imaginat și nu s-au concretizat, bă, tâmpitule? Asta a fost cel mai aproape trebuie lucru de a imita pe lângă domnul Vadintu. Bă, tâmpitule. Bă, tâmpitule. Pește stil dramatic, cred. Pește... Pește. Pește. Fii atent, rac în stil lui Mocanu. rac în stil Mocanu. Rac în stil Mocanu. Stai că asta e, asta e super simplu, e super la îndemân. Unde era acum? Nu prea. Ah, rac. Optimism. Din ceea ce iubesc poți deduce că ești pe drumul cel bun spre pare și împlinirea sufletească sau nu. Preferințele tale sunt cel mai bun indicator. Ce vrei? Ce e prea tare? Cine ești? În limitare el când își apleacă vocea către... E prea tare? Da. Eu am problemă cu vocea. Deci asta a fost stil... Adică ori vorbești doar tare, ori vorbești doar încet. Adică să mă hotăr. Asta a fost stilul Mocanu, am înțeles. Stilul Oprișan. Ce mai avem acolo? Pești stil dramatic. Asta e replica lui Vio de la show de seară tot timpul. Când nu mai are ce... Când vorbește cu unul dintre voi, reporter încet. Și Sorin, ce mai avem acolo? Pești, stil dramatic. Păi, nu ți-a părut amuzant, nu? Stil dramatic? Nu, eram foarte conștient aici, că mai căutam o zonie. Nu, stai așa, voi faceți, vorbiți acolo puțin. Până fac eu stil dramatic. Dar poți să spun de pe... De pe ce? Putem să punem pe fundal, fii atent. Nu, lasă că pun așa. Bine. Ai făcut ceva? Am scos ăsta, da, s-a părâit, nu? Nu mai aud în cască. Ah, păi de ce? Nu știu. Gata. Pești. Stai. Nu e despre trecut, e despre viitor. Se poate schimba modul în care îți concep viitorul pe baza unor informații care ajung la tine pe diverse căi, pe diverse forme, diverse modalități. Unele mai dubioase, mai ciudate, pe care nu le-ai întâlnit, pe care e posibil să le întâlnești în viitor decât celelalte, dar ce e foarte important, mergi pe stradă și privește în pula mea ce. Cer scuze că am vorbit. Maestre, v-a dat cu lacrimă pe obraz. A vorbit urât, mi-a scăpat. Cer scuze. Bun. Ce mai aveți acolo? Ceva ofertant. Acum caut. Ceva ofertant. Dacă ai 2 lei. Minus 4 grade în Botoșani, nu să fie asta. Avem și meteo. Hei, vremea Leo, să din Bârcălav. Leo stil mut. Îl fac eu pe asta? Da, mă rog. Îl faci tu? Ia. Fecioară dragonul vechi. Da? Ok. Bun. Și acum îl fac. Îl fac și eu. Leu. Ăla-i stil surd, omul. Primul mi. Nu e balbă, stai în care se afle. Ce felul te-ai de-a fi. Băgă-i jvet. Și aici am atins 2, că s-a dat și pe stil Costel. Doamne, stilul mică buschetă. Se face accident. În accident de mașină. Orice zodie stil Eminescu. Doamne, să trăiești. Bă, mie să-mi zici de la rac. Așa. Robi Roberto. Nimic. Tu ești rac? Da. Da, bine. Robi Roberto asta, na. Poți să-l emii pe Robi Roberto, de asta se face abuz de... De pește. Păcată-i. Ai gata pușii. Ai lentilă de contact. El are ochelari, de una am ochelari, Robi Roberto. Băi, și frățiorul meu, în primul rând, la rac e foarte important că e pe optimism asta, adică dacă mă zici o să-ți meargă foarte bine, mă, că zici, ce tu pantalon. Ideea e în felul următor, că scrie aici, că scrie cu litere, că eu știu să citesc cam aici, adică nu e o problemă la mine, adică dacă din ceea ce iubești poți deduce că ești pe drumul cel bun, adică nu ești pe la prost muscat, ești gura ta, că se vede că la prost are grob, dacă nu știu ce vreau să zic.
Adică ești pe drumul cel bun, mergi drept, mergi întins pe autostradă, cred că la asta se referă, că să nebunesc alt drum pe care așa, spre pare aici și împlinirea sufletească sau nu, da? Frățiorul meu, tu nu te lăsa bătut. Preferințele tale sunt cel mai bun indicator, adică dacă nu știu ce vrea să zică, da. Ideea e că se moară măicuța domnului și lasă aici. Gata, bun, super, frumos. Asta a fost, până la lacrimi. Maestre, vreți un rinichi? M-a durut asta. Cum l-a durut și pe el. Cred că gata, nu? Mie mi se pare decent. Episodul de astăzi mi se pare decent. Da. S-a râs, s-a plâns pe aici, pe acolo. S-a vorbit, s-au aflat niște chestii despre horoscop. S-a făcut live. S-a făcut live. Asta e foarte tare cu telefonul. Dacă aveți idei pe cine vreți să sunăm sau nu, dacă aveți idei despre la, de fapt, la ce am putea folosi acest telefon, oricum noi o să ne gândim cum facem de obicei, dar lăsați-ne în comentarii ce am putea face. Sunați la 07 poveștile lui Mocanu? Nu cred că ies la litere. Ai vrea să luăm un telefon și să intrăm cu oamenii în direct? Crezi că ar fi o idee bună? Da. Dar eu oricum vreau, eu am un telefon și vreau să-mi iau număr, Mocanu. Ce numai că nu-i dau ăia în centrală. Atât de narcisist sunt, vreau să-mi iau număr 0745 Mocanu. Da, mă, dar nu se poate. Se poate chestia asta? Da. Păi dacă știi băieți pe la Orange, ce dracu. Ți-a zis să... Da, mă, da, poate da. Am putea să luăm telefon în direct, efectiv, să sune cineva. Da, dar mie să nu ne sune cineva. Nu, o să fie aiurea. Da, o să fie aiurea. Nu, sunăm noi. Facem ca la nu știu ce emisiune, la Interactiv, de pe DGFM. Așa. Dau oamenii mesaje cu ce ar vrea să vorbească despre subiectul pe care îl dezbate Mândruță. Și ei, din centrală, sună pe aia care au fost interesanți, care păreau că aveau ceva de zis, știi? Nu, prea complicat. Sunăm noi oameni. Sunăm, da. Sunăm fiecare pe cine, îl trezim pe Teo. Na, sunăm astea pe cine? Pe Bordea, că vorbește la cu RDS, Livia. Mai sunăm pe cine? Sunăm pe la Enel. La Enel, da. La RDS, da. La... A, da. Nu, știi cum facem? Sunăm gazele. La RDS și facem o oră de emisiune. Da. Așteptăm acolo. Mă știți pe aia că trebuie să cauți ramura pe care trebuie să intri? Că tot schimbă unde dai de un consilier și tot trebuie să dai 1, 2, 3 și după aia nu e aici, trebuie să ieși, după aia trebuie să... Tot îți bagă ei că te-au făcut să apeși pe căcatul ăla de butoane ca să te pierzi și tot îți livrează ei informații cumva ca să nu trebuiască tu să suni, să intri în call center. Deci practic numai... Trebuie numai, să urmărești linia aia. Nu mai duci copilul la un labirint, îl bagi în call center la RDS, da, și de... Da, rămâne ia, acolo. Hai, cazul. Hai Marceluș, dacă tu ajungi la un consultant... E smart. Mănânci pe ziua de azi. Deci e așa, 1, 3, trebuie să tot te bagi, dă-i pe ramuri, dă-i pe mort. Da. Tare, gata. Deci, mulțumim frumos că de tuturor celor mulți oameni care ați fost astăzi și ne-ați urmărit, vă recunosc și vă pup din suflet. Vă sunt recunoscător, nu vă recunosc. Vă sunt recunoscător și vă pup dulce. Cu tot sentimentul. Nu, vă pupii dulci. Vă pupii dulci, Alex, da? Alex Mocănița, just for you. Vă mulțumim din suflet că v-ați uitat. Nu uitați să dați un like și un share. Vă mulțumim și vă apreciem pentru treaba asta. Ne vedem mâine dimineață la aceeași oră cu sau mai bine. Și din seara veniți la Open Mic. Open Mic, da. O zi frumoasă. Pa! Pa! A, n-am drâmbat.